Astăzi a început vaccinarea anticovid-19 și în rândul angajaților Ministerului de Interne. Polițiștii și carabinierii au fost incluși în cea de-a doua etapă de imunizare, deoarece sunt mereu în contact cu populația și respectiv expuși unui risc mare de infectare. Au fost selectați angajații din cadrul serviciilor de patrulare, din cadrul serviciului de reacționare la apelurile cetățenilor și din cadrul ofițerilor de sector, polițiștilor de sector, deci după riscul de contact și de infectare. În total, 3.000 de doze de vaccin AstraZeneca au fost oferite preliminar pentru imunizarea inspectorilor. Aceștia au început să se vaccineze în această dimineață conform listelor stabilite. Pentru a ne proteja pe noi, pe membrii familiilor noastre, și, în primul rând, pentru a-i proteja pe acei cetățeni cu care contactăm zilnic, zeci, sute de cetățeni, pe ei, ca să putem în continuare să ne mișcăm liber prin țară, în afara țării, ca să putem savura ieșirile în parc la aer liber. Am venit eu personal să mă vaccinez și îndemn și societatea civilă, fiindcă, după cum am văzut, în Israel, marea majoritate s-au vaccinat. Și deci, pe ansamblu, lumea nu mai poartă măști și este liberă. Mulți dintre inspectori au avut emoții înainte de vaccinare. Cunoașteți care sunt remediile? Ați citit? V-a așteptat? Am citit, dar totuși sperăm că o să fie totul bine. Nu suntem primii, deja în țările din Uniunea Europeană vaccinarea s-a început și la noi s-au vaccinat. Potrivit medicilor, procesul de imunizare decurge bine, fără abateri. Așteptăm o listă de 75-80 de persoane să vaccineze. Astăzi nu avem reacții adverse, nu avem, tot decurge planificat, tot decurge bine. Vaccinul împotriva noului coronavirus i-a fost administrat și șefului adjunct al IGP, Marin Maxian. Ținând cont de faptul că răspund de domeniul ordine publică și sunt și eu în permanență cu angajații, deci în prima linie, am decis să fac acest pas, m-am imunizat și respectiv vreau să transmit și încredere și curaj colegilor să urmeze deci această acțiune. Oamenii legii au precizat că dacă și colegii lor se simt rău, li se va oferi o zi liberă. De la începutul pandemiei din martie 2020, peste 2.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au avut coronavirus, iar 4 dintre ei au murit din cauza complicațiilor provocate de SARS-CoV-2.